Cum Traian Băsescu și-a dezamăgit electoratul, pentru că este împotriva luptei anticorupție, ea o denumește apărarea drepturilor omului, adică drepturilor inculpaților, împreună cu PSD, au același discurs. Dacă ne uităm pe scena politică, PSD-ul și Traian Băsescu dau un DNA. Să nu cred că este exclus să vedem o alianță între PMP sau, în fine, ce nume va avea partidul lui Traian Băsescu și PSD, pentru că împreună acum fac acest lucru, sunt împreună împotriva justiției. Sub diverse pretexte, da? Că sunt abuzuri, că nu știu ce se întâmplă. Noi vedem dosarele, vedem că sunt probe în ele, vedem rata de condamnare, unii sunt achitați, e normal, dar rata de condamnare peste media europeană în dosarele DNA. Deci, în clipa în care el și cu PSD-ul, deci Traian Băsescu și cu PSD-ul luptă împotriva DNA și împotriva justiției, asta spun, și-a dezamăgit electoratul și nu mai este ce a fost, adică tot ce a însemnat el pentru oamenii care l-au votat, l-au susținut, l-au iubit, l-au fost lângă el în momente grele. Așa că, tocmai din acest motiv, că iunește acest lucru, nu vrem să fim cercetați, da? Și sunt împotriva DNA, de asta spun să nu ne surprindă o alianță cu PSD în 2016, chiar dacă acum le dă în PSD. Că am învățat și noi că prietenii, între ghilimele, din politică se ceartă la televizor și fac afaceri în spate. Și al doilea comentariu se referă la ce a spus noastră referitor la... Dacă lumea vede o alianță între dumneavoastră și Traian Băsescu. Și lumea s-a bucurat de alianța asta? Eu n-am citit comentariile, recunosc. Nu, nu spuneau că se bucură sau sunt triști. Spuneau doar că, pornind de la ce a zis domnul Băsescu. Am cuvintele lui Traian Băsescu, au zis, deci așa e. Eu vă spun cum le-am citit eu. Primul lucru, a vrut să inducă în mintea multora ideea că poate că facem alianță, și știm că mulți tocmai sunt dezamăgiți de el datorită faptului că el nu mai este un luptător împotriva corupției, ci îi apără pe unii dintre cei anchetați, și se îndepărteze pe acești oameni de M10. Deci a vrut să producă efectul invers, să zic că dacă se aliază cu mine, să vedeți că nu se mai intre la voi cei care cred în anticorupție și în lupta pentru o justiție dreaptă. Și un al doilea efect, de să împiedice lumea să vină la noi. Lumea care a crezut în el și crede în mine în continuare, că eu am fost consecventă cu anticorupția. Și un al doilea efect este probabil să încerce să oprească plecările din PMP, care sunt destul de multe. Pe ideea că o să ne aliem cu M10 și stați aici că o să fim mai mulți și mai buni și mai frumoși. Foarte mulți au plecat din PMP în ziua alegerilor, când au ales-o pe doamna Udrea, care, în fine, are acum niște probleme, nu mai este președinte... Nu, dar vedem că domnul Traian Băsescu apără, da? Deci și eu sunt stupefiată, ca și multă lume, de asta spun de dezamăgire. Atacă DNA-ul, atacă SRE-ul cu care a lucrat și... care avea normal... motivele dumnealui. De asta spun, dar atunci... Deci el nu mai este consecvent. Asta el nu mai este luptătorul anticorupție. S-a încheiat. Din păcate nu mai este. De asta spun că și-a dezamăgit electoratul.